umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate, universalitate sunt principiile fundamentale ale Crucii Roșii. La 7 iunie 1876, ministrul de război al României, colonelul Slănicianu, supune Consiliului de Ministri propunerea de a se înființa în țara noastră o societate de Cruce Roșie și adresează în acest sens o scrisoare principelui Dimitrie Ghita. La 4 iulie 1876 este convocat un comitet provizoriu în localul eforiei spitalelor civile, care hotărăște crearea unei societăți de ajutor pentru militarii răniți și bolnavi în război, sub denumirea Societatea Crucea Roșie din România. Este adoptat primul statut. La 15 iulie, membrii fondatori ai societății aleg primul Consiliu General. Președinte este ales prințul Dimitrie Ghica, iar ca vicepreședinți, generalul dr. Carol Davila și dr. Iatropulu. Activitatea Societății de Cruce Roșie a început la scurt timp după izbucnirea războiului sârbo-turc din iunie 1876. La 20 iulie al acelui an, o ambulanță a Crucii Roșii Române a trecut frontiera româno-sârbă pentru a ajuta răniții și bolnavii de pe câmpul de luptă. N-am trebuință să vă amintesc că sunteți datori a da ajutor și căutare răniților din ambele armate beligerante, fără distincțiune de naționalitate sau religiune, aceasta fiind principiul Convențiunii de la Geneva. Sunt dorințele pe care Dimitrie Ghica le-a adresat membrilor ambulanței înainte de plecare. Ambulanța a funcționat neîntrerupt de la 1 august până la 7 decembrie, îngrijind 6.832 de bolnavi și răniți. La 23 august 1876, Comitetul Internațional al Crucii Roșii recunoaște în mod oficial Societatea de Cruce Roșie din România. Războiul pentru cucerirea independenței de stat a României, 1877-1878, a însemnat proba de foc pentru tânăra societate de Cruce Roșie. Efortul Crucii Roșii Române s-a adăugat marelui efort uman și material al întregului popor român. Ambulanței revenite din Serbia i se adaugă alte două. La 11 iunie 1877, acestea ajung la Corabia. Ziarul Românul scria: trăsurile, în număr de vreo 15, erau așezate de cu seară pe bulevard. Pe ele fâlfâiau câte două drapele, unul tricolor și altul de Cruce Roșie.